Buzoianul Dragoș Oprea participă începând de astăzi la Balcaniada pentru juniori și cadeți la tenis de masă. Sportivul legitimat la CSM Buzău este component al Naționalei României de cadeți, echipă considerată favorită a competiției. Campionatele balcanice vor avea loc în perioada 19-22 iunie la Bursa, în Turcia, unde sunt așteptați să participe peste 200 de cadeți și juniori din Albania, Grecia, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Bulgaria, România, Bosnia și țara gazdă. Naționala noastră va concura cu 12 sportivi, 4 juniori, 3 junioare, 3 cadeți și 2 cadete. Printre ei se află și buzoianul Dragoș Oprea, care va juca în concursul de cadeți alături de Cristian Pletea și Florin Spelbuș. România este considerată favorită atât la juniori cât și la cadeți. La ediția de anul trecut din Serbia, naționala noastră a câștigat medalia de aur. Dragoș este cel mai tânăr component al delegației țării noastre, dar antrenorul federal Viorel Filimon are mare încredere în buzoian. Tehnicianul este de părere că Oprea va face o figură frumoasă nu numai în concursul pe echipe, cât și la individual. Dragoș este considerat unul dintre cele mai talentate produse ale tenisului de masă buzoian din ultimii ani și un demn urmaș al lui Ovidiu Ionescu. Sportivul descoperit de antrenorii Mircea Dinu și Ninel Poteraș va fi cooptat și în lotul României, care va participa la campionatul european de cadeți și juniori, care va avea loc în luna iulie în Italia, la Riva del Garda. În concursul cadeților, România face parte din aceeași grupă cu Italia, Cehia și Belarus.